Bună ziua, e deschis? Bună ziua! Bună ziua. E deschis, am nimerit bine. Uite, lunea e închis, de marți până duminică, 10-18. Cum stați cu vizitatorii vara? Foarte bine. Da. Am în jur de 35.000 de vizitatori pe an. Anul ăsta avem 42. 42.000 e bine. Enorm. Nu pentru... Acum 2 ani a fost pandemia, a fost 54, ce mai mulți. În anul cu pandemia ați avut record de vizitatori. Da. Bună ziua! Bună ziua! Codruța! Bine ați venit la cetatea Enisala. Am înțeles că avea pe vremuri o importanță deosebită. Dumneavoastră ne puteți explica de ce? Cea care face legătura între perioada medievală și epocă modernă sau epocă contemporană. Este cetatea care a dăinuit peste veacuri, singura la care ziduri s-au păstrat în picioare. Ziduri care încep să atragă atenția celor care trec prin zonă și vizitează nordul Dobrogei, începând cu secolul al XIX-lea. Cetatea este orientată către lacul Razem, calca a avut și o funcție militară, dar și una comercială, de supraveghere a drumurilor și a embarcațiunilor care intrau clar pe lacul Razim. Se punea întrebarea cine a construit-o. Da, da. Cei care puteau să construiască și aveau și posibilitățile financiare în epocă erau negustorii genovezi și, în paranteză fie spus, nordul Dobrogei era sub controlul Hoardei de Aur. Iar cei care au construit fortificația de aici au avut în primă etapă să supravegheze comerțul care se realiza în zonă și putea să fie și un punct de desfacere al mărfurilor, bineînțeles. Totuși, există documente mai târzii care menționează că cetatea de la Enisala, cetatea de la Isaccea sau cetatea de la Giurgiu au fost refăcute de otomani. Pentru o perioadă, fortificația de aici, clar că au fost utilizată și de către otomani, dar în secolul al XVI-lea se pare că nu mai este folosită, motiv pentru care este utilizată foarte mult de către crescătorii de animale din zonă, așa cum a găsit-o și în 1939 Grigore Avakian. Era aici, în interior, o mare crescătorie de ovine. Deci acela a fost stână. A fost cea și mai momentul, stână din... momentul în care cetatea de aici își pierde din importanță și nu mai este folosită.